Salutare! Suntem Călin, Iulia și Vlad și în continuare vom vorbi despre un sistem de monitorizare și analiză a frecvenței cardiace și cum poate să fie utilizat în cadrul unei ședințe de antrenament. Suntem siguri că orice biciclist sau alergător care a participat vreodată la un concurs a auzit de antrenamente în funcție de frecvența cardiacă sau de ceasurile care pot măsura frecvența cardiacă. Însă, marea majoritate a oamenilor nu folosesc la nimic aceste valori. Au ceasurile, au centurile, iar singurul lucru pe care îl fac este să urmărească valorile după un antrenament spunând Hmm, am avut puls maxim de 179. Interesant. Unii stau cu ochii pe ceas și dacă cumva au ajuns la o valoare cam mare pentru cât consideră ei, o lasă mai moale imediat să nu se uzeze instalația. La ce te pot ajuta în schimb cu adevărat aceste informații? vei păi te ajută să realizezi antrenamente exclusiv în funcție de valorile frecvenței cardiace. Hai să vedem de ce ai avea nevoie pentru un astfel de antrenament. Păi, în primul rând, nu trebuie să-ți măsori numărul de repetări, viteza sau forța. Trebuie să-ți cunoști nivelul maxim al frecvenței cardiace, să ai la îndemână un sistem de măsurare a acestea și, în ultimul rând, să ai un plan de antrenament. Sistemul de măsurare și vizualizare a frecvenței cardiace în timp real cuprinde ceasul Garmin, care poate fi Phoenix 3HR, centura Garmin HRM RAN plus aplicația Garmin Connect. Ceasul Garmin are integrat un sistem de măsurare a frecvenței cardiace la încheietura mâinii printr-un senzor optic. Acesta are rolul de măsurare a frecvenței cardiace și de vizualizare a parametrilor acesteia în timpul antrenamentului. Centura Garmin HRM Run se amplasează în zona toracelui și are rolul de măsurare a frecvenței cardiace în timpul antrenamentului. Se împerechează și comunică cu ceasul prin tehnologia Bluetooth și transmite datele în timp real. Aplicația Garmin Connect reprezintă instrumentul pentru monitorizarea, analiza și partajarea datelor înregistrate privind sănătatea și activitățile de fitness de pe dispozitivul Garmin. Aceasta comunică cu ceasul prin tehnologia Bluetooth, afișează frecvența cardiacă transmisă de ceas în timp real are rolul de vizualizare a frecvenței în timpul antrenamentului, de analiza a indicatorilor antrenamentului ulterior desfășurării lui, de arhivare a antrenamentelor și de crearea unor planuri de antrenament. Următorul pas este de înregistrare a frecvenței cardiace maxime. Frecvența cardiacă arată de câte ori pe minut bate inima unei persoane arată valoarea cea mai ridicată care se poate atinge într-un antrenament și se determină cel mai simplu după formula prezentată, adică FC max egal 220 minus vârsta dumneavoastră. De exemplu, 220 minus 20 de ani rezultă un puls maxim de 200. Tot în această imagine, după cum se poate observa, avem un tabel cu încadrarea frecvenței cardiace maxime, respectiv 50%, 70%, 85% din FC max, încadrat pe vârste. Mai departe, voi prezenta zonele de frecvență cardiacă. Zona 1 reprezintă zona very light, adică foarte ușor, în care pulsul se află între 50 și 60% din pulsul maxim. Dacă ai 20 de ani, înseamnă că pentru această zonă vei face un antrenament cu puls mediu între 100 și 120. Zona 2 reprezintă zona light, adică ușor. Pulsul se află între 60 și 70%. Este zona în care arzi grăsimile, în rest nimic nou față de zona 1, decât faptul că pulsul crește cu 10%, adică pulsul mediu va fi între 120 și 140 de această dată. Zona 3 este cea moderată, pulsul este cuprins între 70 și 80%. Deja ajungem la antrenamentele de bază, cardio, și anume cele de rezistență. Un exemplu de antrenament din această zonă ar fi 3 ore de pedalat cu puls mediu situat între 70 și 80%, adică între 140 și 160. Zona 3 este ritmul cu care se începe încălzirea în primele 10-15 minute. Trecem la treburi mai serioase și ajungem la zona hard a antrenamentului. Este zona pentru abilități specifice cu valoare ale pulsului între 80 și 90%. Acestea sunt antrenamentele hardcore. Un exemplu ar fi 5-5 minute de pedalat cu un minut pauză între intervale. Iar ultima zonă este zona maximă unde rata maximă a consumului de oxigen măsurată în timpul exercițiilor. Este la valoare maximă. Aici pulsul are valori între 90 și 100%. Antrenamentele sunt foarte specifice, cum ar fi intervale scurte de 10 ori 1 minut cu 1 minut pauză între ele. Vom implementa sistemul de înregistrare a frecvenței cardiace într-un antrenament de tip HIIT propunându-ne să alternăm între pragurile de efort și frecvență cardiacă, monitorizând frecvența cardiacă cu ajutorul sistemului de înregistrare. Este vorba despre un antrenament de cycling pe care îl vom începe cu 15 minute de încălzire în care vom urmări adaptarea la efort și creșterea progresivă a frecvenței cardiace până la 60-70% din frecvența cardiacă maximă. În primul interval de efort vom mări efortul pentru a ajunge cu frecvența cardiacă la 90-95% din frecvența cardiacă maximă într-un interval de 2 minute. Odată atins pragul de 90-95% din frecvența cardiacă maximă, în Timpul ferestrei de 2 minute, scădem efortul și căutăm să revenim cu frecvența cardiacă la 55-60% din frecvența cardiacă maximă pe parcursul a 3 minute. Odată atins pragul de 60%, începem un nou interval submaximal. Continuăm să alternăm ciclurile de efort de 5-8 ori în funcție de pregătirea fizică a fiecăruia și vom încheia cu 15 minute de efort menținut menținând frecvența cardiacă la 65-70% din frecvența cardiacă maximă. În imaginea următoare se vede scara de efort pe care ne-am propus-o pentru antrenamentul despre care tocmai am vorbit. Iar în această imagine vedem graficul obținut concret în timpul antrenamentului efectuat, în urma căruia am obținut următoarele date prin înregistrarea lor cu ajutorul sistemului de monitorizare un puls mediu de 138 de bătăi pe minut, adică aproximativ 78% din frecvența cardiacă maximă și valoarea maximă a frecvenței cardiace de 172 de bătăi pe minut, adică 97% din fece max. Aceasta a fost prezentarea noastră cu privire la implementarea unui sistem de înregistrare a frecvenței cardiace într-un antrenament. Vă mulțumim pentru timpul acordat și sperăm că v-am fost, fost de folos.